Slăvi să fie Domnul! Vă invit respector să picioare, iubiți și surori, să citim din Cartea Exod, capitolul 17, între capitolul, ca o relatare a biruințelor Domnului, a lucrării lui Dumnezeu. Toată adunarea copiilor lui Israel au a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. Au tăbărât la Refidim, și acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise și i-au zis dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo, chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne... El zicea, poporul, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii și turmele noastre. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel și ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta, pe stânca orebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalek. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fi introdite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfârșitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul Steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek, din neam în neam, amin, ocupați locurile. Iubiți și surori, îl binecuvântez pe Domnul pentru această zi, o întâlnire frumoasă cu multe cunoștințe, cu frați, cu surori, cu slujitori, cu care am și copilărit dintre ei, Domnul pentru toate să fie lăudat. Eu nu vreau în această zi să am un cuvânt prea mare pentru Emanuel. Am vorbit cu el, l-am mai sfătuit, îl voi mai sfătui. Mi-aduc doar aminte că am încercat să mă opun atunci când el a vrut să plece la seminarul teologic. Nu vreau să se supere fratele Nelu Brie, care este rectorul Institutului Teologic. Așa am gândit-o la momentul respectiv. Am zis, Emanuel, tu ai terminat o școală, trebuie să lucrezi, să-ți ajuți frații tăi ești într-o familie mare, ai frați mai mici, trebuie să-i ajuți. Hai, te rog, nu te du la seminarul teologic, ci făți partea ta vis a -vis de profesia care o ai și slujba pe care trebuie să o faci ca și om, ca să poți să ajuți, repet, pe frații tăi. În confruntarea aceasta, împreună cu soția, ne-am rugat și am cerut de la Domnul un cuvânt. Eu am pățit de câteva ori în viață, m-am Folosit de Cuvântul Lui Dumnezeu, l-am întrebat pe Domnul și l-am rugat pe Domnul să-mi dea un răspuns printr-un verset din Scriptură. Nu fac des acest lucru. Nu fac ca o, o metodă de ghicire. Nu. Dar Dumnezeu mi-a vorbit în momente deosebite prin Scriptură. De obicei, dacă am probleme, mă duc la frați proroci, la rugăciune, îmi place foarte mult, am crescut în mediul acesta, l-am văzut pe Domnul la lucru, numele Lui să fie binecuvântat. Și împreună cu soția ne-am rugat pentru problema aceasta să nu ne opunem, să nu fim în contracurentului, să nu fim împotriva lucrării Lui Dumnezeu și am cerut un verset din Scriptură și când am descris Scriptura, versetul pe care l-am cerut și l-am ales, spunea din partea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească este al meu, zice Domnul. Numele lui să fie binecuvântat. El fiind primul din familie, am înțeles că Domnul îl cheamă la lucrarea sa. De aceea doresc Domnul să-l binecuvinteze. Vântul meu în această zi, am timp suficient, atât cât mi s-a acordat, tema nu este foarte grea și am văzut în Exod capitolul 17, dacă vreți, în concentrare, în rezumat, situația unei lucrări a lui Dumnezeu a unei biserici, a unui popor, a unei familii. M-am uitat cu atenție și Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul acesta și vreau să mă adresez în această zi Bisericii Elim. Domnul să vă binecuvinteze, să vă ajute, să mai citiți acest pasaj, să priviți cu atenție ceea ce vrea Dumnezeu să spună. Și am văzut aici, iubiți frați și surori, că poate să apară un conflict în interiorul bisericii, și poate să apară un conflict din afara bisericii. M-am uitat la poporul acesta, eu nu vreau să spun în această zi cine este Aron, cine este Hur, cine este Moise, cine este eu, sau nu mă ocup de aspectul acesta. Nu vreau să dau nume în această zi. Pentru că m-am uitat la pasajul acesta și fiecare și-a regăsit locul în lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat. Dumnezeu lucrează prin oameni numele lui să fie binecuvântat. Și Mardoheu îi spunea lui Estera într-o împrejurare, vezi că ai ajuns acolo pentru momente ca acestea, să nu cumva să crezi că ai să scapi. Dacă tu nu ne ajuți, spunea Mardoheu, ajutorul vine din altă parte. Scriptura vorbește și este un verset în Scriptură care spunea prin psalm, slujba lui să ia altul. Deci dacă noi nu ne regăsim, dacă noi nu vrem să Punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu scoate pe alții. Acesta e principiul lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă sfătuiesc, stimați ascultători, să vă regăsiți locul, să vă regăsiți slujba în poporul lui Dumnezeu, pentru că, indiferent care este conflictul, Dumnezeu ne cheamă să ne facem partea noastră. Îi spune, de exemplu, lui Moise, a apărut acel conflict în interior și mai ales vreau să vă spun, iubiți ascultători, că într-o biserică apare conflictul și apare tensiunea când poporul se întreabă, este oare Domnul între noi? Apare îndoială. Acest oare, care apare mereu în Scriptură și a apărut și la Eva, mama noastră, oare... Diavolul i-a spus oare, a zis cu adevărat Dumnezeu și începe diavolul să ne strecoare necredința, îndoială. Poate să apară o tensiune într-o biserică când poporul se întreabă, este oare Domnul între noi, fraților, Domnul este prezent, numele Lui să fie binecuvântat, că nu-L simțim noi, că nu vrem noi să vedem... Lucrarea lui, că nu vrem noi să percepem lucrarea așa cum o percepe el, este problema noastră, dar Domnul este prezent. Să nu uitați acest lucru, să vă încredeți de plin în Domnul și să-i spuneți întotdeauna Domnului, Doamne, știu că tu lucrezi, știu că tu vezi totul. Numele tău să fie binecuvântat. Aș vrea, iubiți, frați și surori, să ne uităm aici cum suna mesajul din partea lui Dumnezeu pentru. Poporului Dumnezeu, pentru Moise, în situația aceea atât de dificilă, când poporul era nemulțumit, nu avea o apă de băut, o problemă uh, stringentă. Dacă vă uitați la pasajul acesta, veți vedea că putem împărți acțiunile în două părți. Acțiuni din punct de vedere administrativ, Iosua ia cu tine uh, niște bărbați, ieși și luptă împotriva lui Amalec și sunt aici acțiuni pe plan spiritual. Moise, versetul 5, Domnul i-a zis lui Moise și a zis, treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. În acest verset concentrat, parcă văd planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu din Biserica Elim. Doamne, lasă Tu autoritatea Ta, Doamne, lasă Tu să se desfășoare lucrarea și aș vrea să spun tuturor celor care aveți o poziție prin care puteți să influențați poporul, așa ne spune cuvântul, o acțiune, o lucrare începe prin a veni în fața poporului. Ilie, când era pe muntele Carmel în luptă cu prorocii mincinoși, Primul gest care l-a făcut și a spus poporului, când a venit rândul lui să vorbească, a spus, apropiați-vă de mine. Și Ilia a luat cele 12 pietre, adresa altarul Domnului, a așezat rugăciunea la locul ei și Domnul a făcut o mare lucrare în ziua aceea, care s-a culminat, care s-a încheiat cu o expresie extraordinară. Domnul este adevăratul Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Ascultați, stimați lucrători din biserica aceasta, indiferent ce lucrare faceți, alegeți câțiva oameni de colaborare, treci înaintea poporului, folosește-te de autoritatea de care ai nevoie, ia-ți în mână toiagul și pornește. Dumnezeu este un Dumnezeu al acțiunii, numele Lui să fie binecuvântat. Pocăința noastră este o pocăință activă, nu este o pocăință statică. M-am pocăit și gata, mă duc la adunare și vin acasă și de ajuns. Fiecare, Domnul ne cheamă să facem o lucrare în ogorul Lui Dumnezeu. Sigur, pe fondul acestei nemulțumiri care a apărut, pe fondul întrebării este oare Domnul între noi, vine vrăjmașul. Niciodată o nenorocire nu vine singură. Niciodată o încercare nu vine singură. După o problemă de natură spirituală, o problemă din interiorul poporului, apare conflictul în exterior. Apare diavolul peste tot în Scriptură, stimați ascultători, unde veți vedea rostindu-se numele de Amalek, să știți că în spatele lui stă satana. De aceea Dumnezeu a zis, Domnul va purta împotriva lui Amalek război din neam în neam, până la biruința finală, când diavolul va fi distrus, când diavolul va fi anihilat, noi avem această luptă de purtat, nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, a duhurilor, răutății care sunt în locuri cerești. Aceasta este chemarea noastră, este o luptă sensibilă, este o luptă grea. Haideți să ne uităm la modul cum Moise îi spune lui Iosua, partea administrativă, partea de luptă propriu-zisă din câmpul acela, când Amalek a venit cu oastea lui, echipat, energic, neobosit așa cum este vrăjmașul, mereu, mereu ne lovește, mereu se luptă împotriva noastră și Domnul, prin Moise, îi zice lui Iosua, alege niște bărbați, ieși la luptă împotriva lui Amalek, iar eu îmi voi face partea mea și spune aici cuvântul că Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise, mâna era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Iată iubiți ascultători, structura unei, unui popor când este vorba de o luptă. Fiecare și-a găsit locul, fiecare și-a găsit chemarea să facă o lucrare. În vale, Iosua, cu căpeteniile lui, cu poporul, lupta de zor împotriva dușmanului. Pe munte undeva, Aron, Hur, un personaj mai puțin cunoscut în Scriptură, dar care a înțeles chemarea Moise ridicându-și mâinile către cer, și cei doi au sezizat că atunci când Moise lăsa mâna în jos, obosit, asta înseamnă că și slujitorii sunt oameni. Să nu uitați acest lucru, iubiți frați și surori. Domnul nu pune în conducerea, în fruntea unui popor, un serafim din Isaia, capitolul 6. Noi așa am vrea să fie slujitorul. Cu două aripi să-și acopere ochii, să nu vadă ce facem cu două aripi să-și acopere urechile, să nu vadă cât comentăm și ce comentăm, și cu două aripi să alerge să zboare, să ne rezolve problemele noastre. Așa am vrea noi profilul conducătorului, așa am vrea noi ca Domnul să pună în fruntea unui popor. Nu este așa. Să nu uitați acest lucru, iubiți frați și surori, oricine ar fi slujitor în această biserică și el este un om și are nevoie de încurajare, are nevoie de îmbărbătare și el are slăbiciuni și el are scadențe, că suntem oameni. Iată Moise mâinile lui slăbesc. Și atunci cei doi, Aron și Hur, și-au dat seama de realitate că Moise nu este un titan, un gigant, este om și el, l-au așezat pe o piatră, unul a trecut să-i țină mâna dreaptă ridicată, celălalt a trecut de partea cealaltă să-i țină mâna stângă ridicată și au stat așa până la asfințitul soarelui, până când Iosua a biruit pe Amalec și dușmanii cu tăișul săbiei. Sabia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Satan va fi nimicit cu suflarea gurii Domnului Isus, căci din gura lui, vedea Ioan în insula Patmos, ieșea o sabie cu două tăișuri. Slăvi să fie Domn! Aș vrea în această zi, stimați ascultători, să țineți minte bătălia aceasta. Faceți-vă partea dumneavoastră. Repet încă o dată, nu stabilesc eu cine este Aron, cine este Hur, cine este Iosua, cine este Moise, nu stabilesc eu. Dumneavoastră găsiți-vă locul în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să dea biruință. ce îmi place așa de mult în continuare, iubiți frași și surori, este că se subliniază aici că războiul este al Domnului. Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Nu uitați acest lucru. Nu este lupta lui Emmanuel. Nu este lupta uh, secretarului bisericii sau cum aveți dumneavoastră organigrama acestei biserici. Războiul este al Domnului. Noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem împreună, spune Cartea Sfântă, lucrători cu Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Iar în ultimul rând aș vrea să nu uitați, stimați ascultători, noi avem biruințe prin Domnul, fie la nivel de familie, fie la nivel de uh, comunitate, fie la nivel de biserică, uh, în diferite împrejurări. Noi avem biruință și de cele mai multe ori uităm să-i mulțumim Domnului. Se apropie această zi a mulțumirii. Pentru dumneavoastră, Domnul mi-a dat un gând în biserica unde voi fi și mi-am introdus predica Nemulțumitori la ziua mulțumirii. Din cartea lui. Pavel către Timotei, în vremurile din urmă, oamenii vor fi nemulțumitori și o grămadă de calități, spuneți ghilimelele, de caracteristici ale oamenilor din vremea din urmă. Și iată culmea ironiei: oamenii aceștia nemulțumitori vor participa la ziua mulțumirii. Ciudat sună. Vreau în această zi să vă spun, Biserica Domnului, să nu uitați în orice împrejurare să-i mulțumiți. Domnului. Cine aduce mulțumiri ca jertfă lui Dumnezeu, spune Psalmul 50, acela mă proslăvește. Moise și-a dat seama de acest lucru și de când a văzut această biruință, mai ales fraților, că nu s-a putut stabili cine a dat biruința. Putem spune că biruința a dat-o Moise? Putem să spunem că biruința a dat-o Iosua? Că el a fost în centru? Putem spune că dacă nu era hur, nu se făcea lucrarea? Putem să spunem că dacă nu era Aron, nu se făcea lucrarea? Putem să acordăm un credit deosebit a unei persoane, să scoatem în evidență o persoană, mai ales că v-am spus, războiul este al Domnului. Pentru biruință trebuie comunicare, pentru biruință trebuie înfrățire, pentru biruință trebuie unitate și Domnul să lase unitate în adunarea aceasta. Voi se-a zidit un altar și nu uitați, iubită biserică, să zidiți și dumneavoastră acest altar, altarul mulțumirii și a zis, a pus numele acestui altar, Ehova Nisi, Domnul Steagul meu. A mulțumit lui Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu, Domnul a mers cu poporul mai departe, a fost o mare biruință și vreau ca Domnul să lase biruință și în adunarea aceasta. Eu cred că Domnul are un plan, știu că Domnul lucrează, l-am văzut la lucruri de atâtea ori, repet, nu este biruința acordată oamenilor, războiul este al Domnului și El va aduce biruința. De aceea închei cu mulțumire înaintea Domnului și zic din toată inima să fie binecuvântat Domnul, Tatăl nostru, Domnul Iisus, Fiul Său și Duhul Sfânt. Amin.